Ponze și colegi de breaslă își au rămas bun de la unul dintre cei mai iubiți soliști din pop-rockul românesc, Leo Iorga. Artistul și-a dat ultima suflare sâmbătă, în brațele soției sale, iar dispariția lui este pusă de cunoscuți într-un lung șir de necazuri care au lovit formația compact de-a lungul anilor. Ghinionul s-a ținut cai de trupa compact din decembrie 2004, atunci când Teo Pepe, basistul, a murit într-un accident de mașină provocat de un angajat al Ambasadei Statelor Unite la București. Leo Iorga a fost extrem de afectat de pierderea colegului de trupă și nu doar că a ales calea credinței după această tragedie, dar obișnuia să se roage într-un loc special. Părintele Dragoș, a fost dorința lui să vină acolo. Probabil îl leagă și foarte multe amintiri. Acolo a fost depus și Teo Pepe. Poate și ăsta a fost un motiv. În 2005, chitaristul Emil Laghia a fost omorât cu sânge rece de concubina lui, iar la bună distanță, impresarul George Popa a decedat în somn, în urma unui infarct. Acum, blestemul din trupa compact parcă a mers mai departe. Leo Iorga este cel care, după o luptă cumplită cu boala, de 8 ani, a murit. Cristian Iorga, fratele lui Leo Iorga, a zis, cât pot de mult să rămân pe scenă, voi rămâne pe scenă. Dar în momentul în care nu a mai putut să urce pe scenă, atunci a spus, nu mai pot, am obosit să lupt. Luni, la căpătâiul artistului, au venit foarte mulți apropiați, toți șocați de dispariția celui pe care îl știau, un luptător. Mihai, prieten cu Leo Iorga, voia să cante. Asta era dorința lui, indiferent de situația în care se afla. El voia să fie pe scenă, voia să cante. Leo Iorga va fi înmormântat mâine, la ora 12, la cimitirul Bellu din capitală.